După un show de zile mari în sala sporturilor, când au zdrobit Le Mans, basketbaliștii antrenați de Antonis Constantinides au ajuns în Franța, unde susțin cel de-al doilea meci al seriei de play-off în FIBA Euro Challenge. La doar 48 de ore de la primul duel, cele două echipe vor fi din nou față în față, de această dată în hexagon. Meciul este decisiv pentru francezi, care au promis că vor încerca să-și ia revanșa. You know, if they play like this every game, but you know, I mean, we will try to win the next game. It's not gonna be easy because they have a lot of, you know, superior things. You know, they have a lot of better things than us. So because of this, you know, there is nothing to do or celebrate them, you know. Am mai spus încă o dată, Energia a făcut un meci foarte bun astăzi, în special în prima jumătate, cu asemenea procentaje care au avut. Dacă ar avea meci de meci, nu știu dacă sunt 10 echipe în Europa care ar putea învinge. Este o echipă foarte bună, care au multe aspecte și peste noi. Încă o dată, noi vom încerca să câștigăm meciul de joi. De cealaltă parte, Energia intră în teren cu avantajul victoriei obținute la Târgu Jiu, dar și cu moralul ridicat, ținând cont că au mai bifat alte două victorii în Euro Challenge în ultima lună. One win in two games. În acest moment avem nevoie de o singură victorie în două meciuri. As usually I said, as close look as far is also. Deci, cum spun eu de asemenea, pe cât de aproape pare, pe atât de departe este. For me, now start the difficult for us. Pentru noi acum începe misiunea dificilă. Everybody, you have to understand what kind of team is Le Mans. Cu toții trebuie să înțelege ce fel de echipă este Le Mans. We speak about one team who in the last 7 years, 4 times he played in Euro Cup and 3 times in Euroleague. Vorbim despre o echipă care în ultimii 7 ani a jucat de 4 ori în Eurocupă și de 3 ori în Euroliga. Să ajungă în Final Four este cel mai mare vis al basketbaliștilor gorjeni. I think we can. I know that it means a lot to a lot of the players, every player, to go to the Final Four. It's a dream. It means so much for our careers, and I know we're going to go there and do our best and die on the court and see what happens. Cred că putem, eu simt asta, pentru foarte mulți jucători înseamnă un pas important în carieră, poate highlight-ul carierei. O să mergem acolo, să încercăm să dăm tot ce e mai bun din noi și vedem ce se va întâmpla. Meciul va debuta la ora 21:30 și nu va fi televizat. În cazul unei victorii a grupării gazdă, va mai avea loc și cel de-al treilea meci la Târgu Jiu pe 17 martie, pentru că se joacă pe principiul cel mai bun din 3 meciuri. În cazul în care gorjenii vor ajunge în Final Four-ul Euro Challenge, ar fi cea mai mare performanță a echipei gorjene de la înființarea clubului. Câștigătoarea Euro Challenge beneficiază de wildcard de participare în Eurocup, ediția 2015-2016, cu precizarea că acest club trebuie să îndeplinească anumite condiții de bază pentru a juca în cea de-a doua competiție continentală. Spre exemplu, trebuie să aibă o sală cu minim 3.000 de locuri, facilități pe măsură, hoteluri de 5 stele în localitatea în care se joacă meciurile, respectiv aeroport internațional în imediata vecinătate. De altfel, administrația locală lucrează la aceste aspecte. Prin Compania Națională de Investiții, sala sporturilor din Târgu Jiu se va transforma într-una la standarde europene.